Salut! Așa cum spuneam în video anterior, am făcut, acesta este schema după primul meu montaj proiectat într-un tool de proiectare asistată. Și pornind de la schema asta, am văzut ce performanțe are. Pornind de la schema asta, vreau să desenez schema apărută în revista Technium din 9 din 85, schema după care mi-am făcut eu montajul ăsta. Vreau să o simulez și pe ea și ulterior, în continuare, plecând de la schema asta, voi încerca să simulez schema apărută în Technium numărul 2 din 84, care este practic cea mai complexă versiune a schemei, să vedem ce performanțe putem obține din schemele astea. Oricum, pardon, mi s-a părut foarte interesant felul cum limitează, cum distorsionează semnalul schema asta în momentul în care semnalul de intrare este prea mare, felul cum modifică, cum distorsionează semnalul de pe ieșire, mi se pare foarte interesant. Și iarăși mi se pare interesante micile diferențe între schema asta și cealaltă schemă cu etajii de ieșire siglai. Și o să încerc să fac simulări pe fiecare schemă în ambele variante. Dar acum vreau să desenez schema asta în LTSpice și să ulterior să o simulez. Thank you.
Așa arată schema. Trebuie să recunosc că astăzi este a doua zi. Am terminat-o aseară și n-am mai putut să continui filmulețul. Deci, asta este schema. Hai să dăm drumul la simulare. Ok. Hai să vedem până unde putem să ridicăm amplitudinea. A început să distorsioneze. Hai să punem 1,4. Tot distorsionează. 3. Tot distorsionează. A, nu, acum așa, hai să vedem dacă putem să mergem mai sus, 1,35. Nu, la 37 deja distorsionează. Deci 1,36 volți. Tensiune pe amplitudine pe intrare. Aici începe să. Asta este amplitudinea maximă. Hai să vedem ce putere obținem pe ieșire. 72 de W. Ok. Interesant. Hai să vedem că față de cealaltă schemă. Asta are limitare pe protecție la scurt circuit și hai să vedem, să ștergem asta, hai să vedem cum funcționează. Hai să începem să-i micșorăm asta, rezistența de sarcină. 7 ohmi. Deja începe să distorsioneze aici jos, să limiteze. 5 ohmi. Și începe, după cum vedeți, începe să teșească sus și jos. Acum, așa cum teșește, nu cred că ar putea să afecteze boxele, pentru că aici nu este chiar curent tensiune continuă. Dar ia să vedem la 4 ani cum faci. Aici deja poate să înceapă să strice difuzoarele pentru că pe bucata asta chiar se poate considera că este tensiune continuă. Dar oricum, e interesant felul cum acționează această protecție. Ok, deci hai să vedem și să revenim aici la 4, la 8 ohmi. Să-i pun aici. De fapt, nu. Așa. Și aici, în loc de simulare în timp, să facem simulare în frecvență. 25 de Hz. 25 de puncte. De la 1 Hz mergem până la chiar la 1 MHz. Ne spargem aiurea în figuri. Și hai să vedem cum funcționează. Ce trebuie să fie mega. Așa. E, se poate observa, să renunțăm la asta. Se poate observa că în sus se duce destul de multicel. Hai să vedem. 3 decibeli. 3 decibeli. Înseamnă doar 75 de kHz? Doar atât? Interesant. Hai să vedem. A, nu. Hai să vedem și în partea asta la altă. 3 decibeli.
La sub 1 Hz. 75 kHz mi se pare totuși puțin. Se pare totuși puțin. Hai să vedem și cum este banda de frecvență aici. Și se pare a fi destul de asemănătoare. Ia să vedem dacă mergem de la 0,1. Da, deci este banda de la 3 decibel pornită de mai jos de un hertz. Deci un hertz până la 75 de kilohertz. Mie mi-aduc aminte că mi-a dat mai mult, dar asta este, la urmă. Asta e situația. Ia să mai facem un ghidușă. Da, pentru că eu aici nu am avut, deci pe asta o punem 1.000.000, pentru că eu n-am mai pus-o. Ăsta îl șterg. Ăsta îl șterg. Ia să vedem acum. Care e situația? Banda frecvență este mai mare. Până la 90 de kHz. Dar apare spike-ul ăsta în sus aici. Aici eu am pus 220 de micro. Hai să vedem exact cum era în tehnic. Da, aici erau 220 de micro. Ok. Și în jos, da, uite, în jos se duce la mai puțin. Până la 0,5 Hz se duce. Așa. Ok. Hai să mai facem un lucru. Să salvăm asta, așa cum este schema. Hai să facem zoom fit. Să îi schimbăm și numele, să îi zicem aici. SZ de la Siglai. Așa. Și să modificăm aici partea de ieșire ca să punem să-l facem cu etaj în Siglai.
Așa. Și pe ăsta la altul. Să-l pun aici. Nu.25 de mili, 20 de mili, ok, rulăm și aici pe ieșire. Limitează 3. Limitează mai repede. Vedem. 7-7. Parcă e mai multă putere decât era data trecută. Hai să facem așa. Hai să-i dăm drumul să-l deschidem și pe celălalt. Și să le dăm drumul la amândouă. Ok. Așa. Și aici avem 77 și aici avem 70. Deci, acesta în conexiune SIGLI, de viteză mai multă putere. De viteză mai multă putere.
acceptă un semnal ceva mai da, ba, nu, hai să vedem tot la 1, 2, 1. Yes. Nu, e aceeași putere. E aceeași putere pe amândouă. Hai să le vedem cum se comportă în frecvență. Dar ar trebui să fie iarăși la fel. Octave. 25. 0,1 și 200 de K. Însă cel siglai are bandă de frecvență mai bună decât cel în Darlington. Și asta mi se pare iarăși interesant. Mi se pare interesant. Ok. Acum, în episodul următor, voi pleca de la această schemă și voi desena întâi schema aceea complexă din celălalt tehniu mai vechi și să vedem cum funcționează lucrurile. Hai să mai fac un lucru, o chestie totuși înainte. Aici avem așa. 20 de ohmi. 20 de ohmi. Și aici avem 50 de nano. 50 de. Da, tot așa. Ăsta are bandă cea mai scurtă în sus. Începe să taie mai repede. Și vreau să mai fac o chestie. Să închid pe ăsta și pe ăsta. Yes. Și pe ăsta. Așa. Ăsta să-l pun la 1 V. Așa. Aici să trec pe 25 de mili, 20 de mili, așa, și să-l rulez și să vedem cum se comportă la 4. Tot la fel, deci tot așa începe să teșească, nu ca limitare, ci ușor, ușor. Deci funcționează cam la fel asta, cum spune limitarea. Hai să vedem cam ce putere am scoate pe 4 ohmi. 100 de W. 100 de W se oprește.
Probabil că limitarea poate fi modificată din potențiometrie, pe raportul celor două rezistoare, să poată să funcționeze și pe 4 ohmi, dar nu doresc să fac chestia asta. Anyway, revin cu filmuleț, cu pornind de la schema asta, să fac și schema din celălalt. Din Technium, stația de sonorizare, Technium numărul 2 din 84. Revin, baftă!